Primul lucru pe care vreau să-l fac este să folosesc puțin sonarul. Știți cu toții chinezăria asta a mea. De ce? Pentru că eu am mai fost aici pe aceste locuri în primăvară, anul trecut. N-am filmat atunci deloc pentru că am ajuns foarte târziu, am pescuit foarte puțin, nu am prins pește decât câțiva cuvizi, efectiv nu aveam despre ce să vorbim. Și știu că atunci efectiv n-am avut niciun fel de pește în față. Vreau să văd dacă acum e ceva, dacă nu e, o să bat tot malul ăsta aruncând sonarul, să văd dacă îl găsesc undeva în vreo cioată, să văd dacă găsesc vreun prag, după care mă voi decide cum continui. Dar întâi vreau să văd dacă am ceva în față. Asta e primul pas pe care îl fac, pe care ar trebui să face cu toții, să sondați un pic terenul, să vedeți ce se întâmplă, să citiți un pic apa, să vă plimbați pe mal. Cam asta o să fac și eu, dar în același timp arunc și sonarul. Haideți să vedem ce avem în față. Văd câțiva pești pe suprafață, la un metru, un metru jumate de suprafața apei, nimic pe fund. Am aici un prag chiar în față, ce să zic, este destul de promițător până acum. Dar o să mai fac câteva lanțeuri și în stânga și în dreapta. Bineînțeles că altfel n-avea cum să se întâmple decât să îmi scap și viermii prin mașină. Asta este pescărie, în glumă. Mi-am pus și două lansete pe niște monturi de răpitor, somn shallow. Din păcate nu se găsește râmă neagră pe nicăieri, o să vorbim un pic mai târziu despre asta. Le-am pus pe râmă roșie foarte subțire, buchet, bineînțeles. O să vedem dacă avem puțină acțiune. Una este chiar aici, în spatele meu, nu știu dacă se vede. Și cealaltă este dusă în cioată. O să filmăm mai târziu și acolo. Acum ne pregătim pentru feeder. Am vrut să le am pe alea deja în apă ca să pot să mă apuc de feeder ca lumea. Aici necesită mai multă muncă. O să prepar nada. Bineînțeles că, așa cum am zis, o să încerc la Dunăre noua gamă de la Claumar Pescar Feeder Pro. Am aici o pungă și mai aveam rămas de la alte partide o pungă de boile surscuit cu prună, pe care le-am tocat bine de tot la mixer, le-am făcut așa praf și așa că o să le folosesc și pe acelea un amestec. O să pun toată punga pentru că mă aștept, ca să zic așa, ca peștele să nu se hrănească foarte, foarte bine. Vreau să creez o dâră sănătoasă de nadă, vreau să schimb, să recuperez coșulețul destul de des și să duc destul de multă nadă pe substrat, ca atunci când iese la mâncat să fiu sigur că mai am acolo nadă. Dacă am prezentări din prima, o să mă opresc, n-o să supranădesc, dar nu mă aștept să am, apa este încă rece. O să le amestecăm așa frumos, pun de acum un pic, dar nu foarte multe, pentru că bucățile astea mari o să facă să se spargă nada, ceea ce nu e rău, nu mă deranjează. Suntem la Dunăre, nu suntem la baltă. Vreau să se rostogolească așa câteva particule mai mari, să fie duse de apă, da? Cam ăsta e scopul. Și o să vedem ce urmează, da? Ne apucăm să facem nada. Apa este rece, are în jur de 8,5 grade, cel puțin asta scria pe net, pe site-ul de unde mi-au și cotele, adjf.ro, și 8,5 grade. Însă, uite, asta mă aduce să vorbim un pic și despre prognoză. AccuWeather îmi dădea astăzi 17 grade cu o minimă de 6 grade, iar eu când am ajuns aici, mașina mea arăta în bord 1 grad. Deci nu știu cât de relevant o să este această prognoză, mă rog, o să vedem. Apa, v-am zis, fiind rece, nu mă aștept ca peștele să hrănească decât după ora prânzului, când soarele e sus pe cer, și vreau să am nadă pe fund dacă
nu am nicio prezentare, mai ales în prima parte a dimineții. Am păstrat toți viermii care mi s-au vărsat în mașină și o să-i pun în nadă. Era păcat de ei, am dat și pe lângă câțiva, dar nu e problemă. Domnilor, am început așadar partida. M-am clipsat undeva la 12-15 metri de mal. Apa are undeva la 6 metri acolo și urcă spre noi. Nu este chiar un prag abrupt, dar urcă. Și ce pot să zic? Montura cred că o cunoaște toată lumea, am prezentat-o de foarte multe ori. Am ales bățul de la Team Feeder de 3 metri, 50-180 de grame putere. Așa cum v-am spus mereu, consider că bețele mai mari de 3 metri, poate 3-30, deja ne încurcă la Dunăre. Cu bățul ăsta de 3 metri lansez la limită. Aici am niște crengi deasupra, nu știu dacă intră în cadru crengile. Ce să zic, pe mulinetă știți prea bine, am un Claumar Invisiline de 0.25. Am ales un coșuleț de la Jackson cu piciorușe, bineînțeles, pentru apă curgătoare. Destul de mare, duce destul de multă nadă, asta nu pot să zic că mă mulțumește. Dar era singurul model de 100 de grame pe care l-am, deci eu am ales un coșuleț de 100 de grame și am o strună de aproximativ 40 de centimetri de 0.20, dacă nu mă înșel. Un cârlig Trabuco de 14. E posibil să trec pe ceva chiar și mai finut, cum ar fi cârligii de la Gamakatsu, care sunt mai subțiri în carne. Și atunci e posibil, dacă n-am deloc prezentări, să trec și pe așa ceva. Struna eu prefer să încep cu această grosime, pentru că la Dunăre, din experiența mea, niciodată nu știi ce pește poți să ai în față. Și de foarte multe ori am pățit să intre pește mare, să poate să fie orice, poate să fie ciortan, poate să fie mreană, poate să fie plătică, morunaș și așa mai departe. Prefer, până nu-mi dau seama ce e pe vad și care-i treaba, să pescuiesc cu o strună destul de groasă. De multe ori la Dunăre nu prindem nimic sau avem partida vieții, într-o singură zi prindem, eu știu, zeci de bucăți. Și dimensiunile la fel, greu să le prezicem, ca să zic așa, dimensiunile peștilor, da? E destul de greu să le știm dinainte. Am fost la partide în care absolut nicio trăsătură, 24 de ore, și a intrat un ciortan la 3,5 kg, atât. Pe vierme, cârlig mic, deci niciodată nu știi. Și atunci, decât să am o singură trăsătură toată ziua și aceea să fie un pește frumos, acela să fie un pește frumos, iar eu să pornesc cu, să am o strună de 0.16, să zic, și să-l pierd în drill, chiar nu mi-ar face plăcere. Bine, nu înseamnă că dacă ai 0.16 pierzi în drill peștele neapărat, nu, sub nicio formă, dar crește riscul, vă dați seama, e normal, da? Și cam asta este atmosfera. Dincolo la pe lansetele cu râmă puse la șalău sau somn, n-am avut nicio mișcare, absolut niciun țac n-am auzit absolut nimic. Și aștept să prind poate măcar un guvid să-l bag pentru șalău mai degrabă. Bine că, după cum știți, dacă urmăriți filmele mele, sunt șanse mari și la somn la guvid. Adică am avut partida de la tot pe zona greacă, partida în care am prins mrenele, în care somnul acela de 3 kg, 4 kg ne-a intrat la guvid. Cam asta este atmosfera. Sper să revin și cu ceva capturi. Dacă nu, vreau să vă prezint un pic și câteva chestii, dacă nu o să fie pește, v-am spus, nu mă aștept la cine știe ce, apa este rece, zona este pe zona de frontieră, suntem pe braț principal, ca să zic așa, curentul este puternic, nu avem neapărat niște structuri aici, v-am zis, sunt în dreapta cele cioate, dar dacă n-am nici măcar un țac la râma roșie super subțire, nu văd de ce m-aș băga cu feeder în cioată. Și asta e ideea, deci v-am spus că nu știu dacă ce
activitate o să avem, iar dacă nu avem, vreau să vă prezint mulinetele mele, pe care trebuia să le înnoiesc în Delta, dar din cauza pandemiei nu s-a mai, nu s-a mai ținut această ieșire, trebuia să plec cu Ionuț și le-am înnoit așadar astăzi aici. Vreau să vi le arăt un pic. Mi-am luat până la urmă și o husă. Am două team feedere, era păcat să nu mi-au o husă tot team feeder. Este o husă foarte frumoasă și pe aceea vreau să vă prezint. Deci o să avem ce vorbi, chiar dacă nu o să avem pește. Este o, cum să zic, o zi frumoasă, o zi plăcută. Sper să vă bucurați cu toții de această atmosferă. Îmi este destul de greu să pescuiesc și să filmez singur. Mulți m-ați întrebat de partea asta, de ce nu pescuiesc niciodată singur. În primul rând pentru că nu-mi place, sunt o persoană sociabilă, îmi place să vorbesc destul de mult, după cum cred că ați observat. Și pur și simplu nu mă simt bine decât în compania altor oameni. Însă acum de nevoie, iată-mă și singur. Am ajuns poate și la acest subiect, haideți să vorbim și despre asta. Am reușit să-mi scot absolut toate actele necesare prin care să dovedesc că eu din asta am câștig existența, sunt aici în interes profesional. Eu trebuie să produc conținut video pentru că, mai ales cei care mă urmăriți des, știți, am spus de anul trecut, undeva de prin august-septembrie anul trecut, am renunțat la orice altă sursă de venit și m-am ocupat exclusiv de proiectul Baltacu. Și eu cred că a fost o alegere bună, mă rog, fără să știu că urmează criza asta nenorocită și lucrurile erau pe un trend ascendent, totul era bine și pentru mine, ajunsesem cu cheltuielile la zero la producția unui film, m-a mai costat doar motorina, normal, totul datorită și mulțumită lui celor de la Claumar Pescar, care mi-asigurau sau m-au scutit de o mare parte din cheltuieli. Deci toate puse cap la cap, am renunțat la absolut orice altă sursă de venit și eu nu figurez angajat pe nicăieri, efectiv din asta mi câștig banii și a trebuit să alerg un pic, să-mi scot hârtile necesare, adeverințe, tot ce am avut nevoie, ca să pot arăta controlului că vin la pescuit în interes profesional pentru creare de conținut video și, cum să spun, ăsta e un mare avantaj, sper să profit de el și voi să profitați prin mine de ieșirile mele. Vreau să fie totul cât mai bine pentru toată lumea, da? Cam asta este. Haideți că mai revin, sper să am ceva activitate, trebuie să muncesc un pic la patul ăsta de nadă și să fac chiar și puțină liniște. Suntem pe sălbatic totuși și na, orice contează. Iată și prima plăticuță, s-a eliberat până am aprins camera. Cum am spus, destul de greu singur. O frumoasă cât palma. Un pic mai aproape de mal, cred că cu 2-3 metri am lansat de data aceasta. Dar pe vremea asta nu suntem pretențioși, mă bucur la orice pește. Este o ieșire, de relaxare și de bucurie după atâta stat în casă. O să o eliberăm pe asta, dar o să bag juvelnicul, să-l ud, ca să, cum să zic, poate mi-aduce noroc și să vedem așa dacă strângem ceva până de seară. Putem să vorbim puțin și de juvelnic. Pentru cine nu-l știe, este cel de la Fele pe care l-am avut în episodul cu care am pescuit cu Dragoș, nu mai știu unde, lângă Gostinu, pe acolo, în zona Giurgiu. Dar o să vă apară un link pe ecran, acolo l-am descris mai bine. Este doar 100 și ceva de lei, fără pichet, fără nimic, doar ce vedeți. 4 metri parcă lungime, destul de larg încăpător. N-am ce să zic, o plasă foarte deasă, pentru cât costă este extraordinar. Îl găsiți bineînțeles la Claumar, dacă nu e pe stoc, sunați la call center și la numărul de pe site și vedeți dacă vi-l poate aduce. Eu știu că acum vreo lună când l-am luat, am luat chiar ultima bucată sau penultima. Deci, vedeți și voi care e treaba. Să cu puțină grijă. Vă trebuie un pichet, orice fel de pichet, pe filet, înfiletați frumos. Da? Strângeți de aici, înfigeți frumos în pământ și cam asta este. Hai să-i dăm drumul, pentru că prima trăsătură te înviorează ca nimic altceva.
o senzație mai plăcută decât să intri pe o zonă unde pierzi orice semnal la radio de România și intri pe frecvență de bulgari. Nu știu dacă există ceva mai frumos de atât. Era interesant dacă aveam la mine, dar din cauza faptului că nu te poți mișca prin oraș foarte mult, nu am putut să mă ocup foarte mult de asta, am folosit ce am avut acasă. Era interesant dacă aș avea la mine o nadă dulce, da? Dar aveam doar o pungă de Feeder Pro și ceva de la, Feeder X, parmezan. Nu prea mergem reana în perioada asta, nu știu, eu nu m-aș hazarda. Dacă prind una mică, ceea ce e posibil, nu trebuie neapărat parmezan ca să-ți intre o mreană. Dacă prind una mică, e posibil să prepar puțină nadă și de cașcaval, să vedem ce se întâmplă. Dar dacă nu, am zis că vreau să testez de mult Feeder Pro. E bogat în proteină, făinuri de pește, miroase ca un boiles. Nu văd de ce n-ar avea succes la Dunăre, așa cum am zis. Iată că mi-a adus primul pește. O să lansez din nou un pic mai aproape și să vedem dacă mai avem încă o trăsătură. O să încerc să vorbesc așa. Am zis, m-am lăudat eu că îmi place mie să vorbesc destul de mult când sunt, și de aceea nu merg singur, dar dacă nu am și activitate, nu știu cât, despre câte lucruri aș putea să vorbesc. Țin un pic lanseta în lateral, vreau să întindă curentul forfacul destul de bine și hai să așteptăm să vedem dacă avem noroc să prindem așa o trăsătură pe cameră. Ar trebui să vină, dacă am prins una, ar trebui să fie și alte plăticuțe pe acolo. Cârligul meu este destul de gros în carne, exact ce vă ziceam, și pentru genul ăsta de pește, pentru plătica asta cât palma, este destul de gros în carne. Hai să mai așteptăm să vedem ce se întâmplă și da, dacă vreau să mă axez pe tipul ăsta de pește, de pescuit, atunci e clar că ar trebui să trec pe un fir mai subțire și pe un cârlig mai subțire în carne, mai mic, iată. Că avem deja încă o plătică. Ce v-am spus, este puțin mai mare, eu sper să fie un pic mai mare. Aștept să mai miște o dată și o să o iau. Aceste semirateuri, să le spunem, fix din acest motiv ar putea fi, din cauza cârligului. Deci am avut clar, trăsătura a fost clară, eu zic că am văzut bine. O mai lăsăm puțin, poate se întoarce. Sau poate e deja prinsă și stă nemișcată. O mai lăsăm să dea o dată. Încep să mă doară ochii, soarele răsare din partea stângă și n-am dormit deloc, vă dați seama, înainte să plec. N-am dormit chiar deloc și eram foarte entuziasmat, un pic temător. Să vedem dacă se intră pe aici cu mașina și mai departe. Despre locații, așa cum am anunțat și am spus, discut cu susținătorii de pe Patreon, cărora le mulțumesc foarte mult. S-au mulțit luna asta, vă mulțumesc tuturor care sunteți acolo. Și așa cum am promis, în schimbul susținerii de pe Patreon, vă stau la dispoziție cu orice informație pescărească pe care, chiar dacă nu știu, pot să obțin. Deja cunosc foarte mulți oameni în domeniu, chiar dacă nu sunt eu vreun mare priceput, vă pot obține informații de care aveți nevoie, da? Inclusiv despre locații. Cam despre asta e vorba, nu știu ce aș putea să vă mai zic acum. Asta e singurul gând care mă bate, să-mi fac repede un forfac cu un fir mai subțire și cu un cârlig mai subțire în carne. Ori l-am ratat, ori este la fel de mic. Nu simt mare lucru. Gândiți-vă că plumbul e de 100 de grame, lanseta este heavy și nu-mi dau seama foarte tare dacă este micuț. Dar l-am ratat. Este clar că trebuie să trec la ceva mai finuț. O să mă uit într-o să imediat ce am și o să-mi iau niște cârlige mai finuțe. Că altfel o să tot avem rateuri. E clar că e doar pește mic aici. Bine, nu se știe. Poți să încerc să lansezi și mai departe, să-l caut sau chiar mai aproape, poate stă mai mal. Nu e absolut deloc exclus, însă, na,
sunt de-abia la al treilea, al patrulea lanseu, deci să fie clar. Adică la al doilea am avut acea trăsătură, acea plătică mică. La al treilea am avut acest rateu, ca să zic așa. Mai încerc o dată la fel, schimb viermii, o să pun un buchet mai mare, să vedem ce se întâmplă, dacă tot încă mai țin cârligul ăsta gros. De nadă clar, n-am ce să zic. De ce clar, am activitate de la al treilea, al patrulea lanseu, nu cred că mai avem ce să discutăm. Sunt foarte multe nade bune pe piață, să nu mă înțelegeți greșit, asta e o chestie clară și de la Utopia, și de la Feeder X, și de la Claumar, și de la ce vreți voi, de Dynamite Pace nu mai vorbim, sunt consacrați. Să știți că din punctul meu de vedere, nada nu contează atât de mult. Dacă ai citit bine locația, știi să îți faci niște monturi corecte, știi să lansezi astfel încât montura să aterizeze corect pe substrat, nu văd de ce peștele n-ar mânca. Toate nadele, vă dați seama, conțin cam același lucru, dar probabil în proporții diferite, pentru că na, fiecare producător are rețeta lui. Și cred că asta poate fi singura diferență, proporție sau un ingredient, maxim două, să spunem așa. Am băgat și doi viermi roșii cu trei albi. Am lăsat vârful cârligului descoperit, bineînțeles. Și ia uite, aruncam fără nadă și vom vedea ce se întâmplă. Adică parcă nu m-aș grăbi, parcă aș avea încredere în cârligele astea. Am scos tot felul de pește cu ele. Vreau totuși să încercăm să scoatem și ceva mai mare, asta e toată ideea. Adică un alt lucru pe care o să îl fac și putem să-l facem cu același cârlig este să-mi aduc o strună mai lungă. Ce se întâmplă? De obicei, peștele mic este cel care tăbară pe coșuleț, în jurul coșulețului, mănâncă nada acolo unde este din plin nadă. Și vine tot acolo, în momentul în care avem o strună scurtă, ea este deci foarte aproape de o lansare mai slabă un pic. Am pus una pe tambur prea devreme, dar dacă avem grijă să întindem bine, iată, cred că va fi ok struna. Ce vreau să zic, ce ziceam, că uit, vorbesc singur și uit. Că peștele mic se înghesuie acolo pe coșuleț. Imaginați-vă o puzderie de plătici, eu așa mă gândesc că se întâmplă. Și bineînțeles, având struna scurtă, forfacul scurt, tot un pește mic ajunge și la viermii din cârli. În schimb, peștii mai mari n-au loc să mănânce de cei mici, se învârt poate și ei pe dâra de nadă lăsată în curent. Ar vrea și ei să mănânce, sunt viermi în nadă care sunt duși de apă și mănâncă și ei acei viermi, dar stau mai departe, nu au loc să se apropie de cârli. Și atunci, o altă ajustare pe care o puteți face în momentul în care vedeți că aveți prezentări mici, numai pește mic, este să lungiți struna. La cât? Minim un metru. Un metru, un metru 20, un metru 40. Deci fără frică, dacă montura este executată corect, n-are de ce să se încurce nimic. Treceți la o strună mai lungă și vedeți dacă se schimbă ceva. Dacă nu se schimbă nimic, șansele mari sunt ca pe vad pur și simplu să nu avem pește mare. Bineînțeles, după schimbarea asta se insistă, adică nu aruncăm de două ori și a intrat tot pește mic și renunțăm. Nu, insistați jumătate de oră, o oră, o oră jumate, vedeți care poate să fie schimbarea. Dați și un, cum să spun, e bine să fiți clipsat într-adevăr, dar și să dați pe aceeași dâră de nadă să se formeze. Dar în condițiile în care vreți peștele un pic mai mare, e totuși ok să vă îndepărtați de patul ăla de nadă, de dâra formată din primele 10 lanseuri unde ați prins numai pești mici, să vă îndepărtați cu 30, 40, 60, 70 de centimetri mai sus sau mai jos. Iarăși doar pentru a căuta un pește puțin mai mare, da? O să mai închid camera pentru că na, sunt singur și e greu cu bateriile, e greu cu să stau, să încarc, să bag, aș vrea să stau mai mult de pescuit. O să mai închid camera și o să o redeschid la un pește mai mare, mai vedem. O să o mai redeschid cu siguranță la prânz, în jurul prânzului, când cred eu că activitatea se va intensifica un pic, apa se va încălzi, soarele va fi pe cer, să vedem. Iată și primul guvid de care tare mă bucur, o să intre la șalău acum.
O să mai dau un pic de luminositate la cameră, mă văd cam în umbră. Dar mă duc să-l bag la shallow și după aia. Mi-a venit și fileul pentru cea de doua lansetă și e perfect așa, pe una lăsăm guvid, pe cealaltă facem un file mic și cine știe ce ne rezervă ziua. Speranța moare ultima. După diverse modificări și de cârlige și de strună și de grosimea firului, am concluzionat un singur lucru. Distanța la care trebuie să arunc. M-am reclipsat, într-adevăr, undeva la maxim 10 metri, nu 15, cum mă clipsase în prima oară. Acolo sunt trăsăturile destul de dese, să zic la 4-5 minute o trăsătură. Am avut rateuri, am avut plătici 3 sferturi de palmă, le-ați văzut. Am modificat și cârligele. E foarte posibil ca cel puțin la ora asta să nu am altceva în față, să nu mănânce altfel de pește decât aceste plătici micuțe. Caz în care, dacă vreau să am activitate, este musai să trec pe un cârlig Gamakatsu numărul 12 am ales și sunt cârlige cu paletă. O să mă chinui la nod, v-am mai spus că nu-mi place să-l fac, știu să-l fac, dar cred că mi-a 20 de minute până mi iese, o să scap de 15 ori firul. Am degetele destul de butucănoase, le pun așa un pic și în lumină, sper că se ved. Și sunt subțiri în carne și cu, cum să spun, cu deschiderea destul de mare între tijă și vârf, să poată mușca mai bine acest pește micuț. Urmează să fac o astfel de strună, o să o fac intermediară de data asta, adică undeva la 70-80 de centimetri și o să schimb. Mi-am adus și niște pufuleți cu usturoi pe care îi știți că îi folosește Ionuț și o să încercăm de acum încolo și cu pufulete, dar un lucru e clar, acum că ne-am clipsat vom crea acolo un pat de nadă. Dar trebuie să îi găsim și rețeta succesului pentru a avea mai mare frecvență. Chiar dacă peștele e mic, am venit să ne distrăm, nu să ne uităm la lansetă. Exact cum v-am povestit, strună de 0,16, cârliga Gamakatsu de 12, deschiderea mare, subțire în carne, 3 trăsături consecutive, 2 plătici mici și un morunaș mic, toți sub palmă, niciunul ratat. Deci sunt în juvelnic. Iată că până la urmă l-am citit, era logic, am făcut schimbările necesare. Mă bucur că n-am mai avut niciun rateu, dar sunt dezamăgit că nu am și pește mai mare în față. Ce să zic, deci fiecare partid are, cum să zic, specificațiile ei, fiecare partidă necesită un pic de adaptare. Mai ales primăvara acum pe apă rece, eu sincer mă mir că avem chiar și plătica asta mică aici în față, chiar mă mir. Mă așteptam, nu știu, poate acolo prin cioate să găsim ceva, dar aici, pe spațiul ăsta deschis, sub nicio formă. Și chiar sper să, repet, să iasă soarele un pic pe cer, să treacă din norul ăsta, că este norat. Și undeva pe la 2-3, sper din inimă să apară și un pește mai mare. Mai mare, în sensul ceva peste palmă, ceva la 300, 400, 500 de grame. Nu mă aștept acum, cu toate că ciortanul a, cum să spun, a dus-o foarte bine anul trecut. Părerea mea este că a dus-o atât de bine, pentru că dacă vă amintiți, anul trecut au fost inundații foarte puternice. La Giurgiu aici cel puțin apa era să iasă, Dunărea era să iasă din matcă, să ajungă la asfalt, era până sus, aproape de asfalt. Și a plouat foarte mult, au fost inundații. Bun, inundații sunt aproape în fiecare an pe malurile Dunării. Ideea este că acum inundațiile au și ținut mult. Apa a băltit în păduri foarte mult, până aproape de sfârșit de iulie. Ce înseamnă asta? Înseamnă că toate icrele depuse și crapul de obicei depune, chiar depune în pădure, în pădurile inundate, pentru că este mult mai adăpost, mult mai în siguranță să depună acolo, pentru icre, siguranță mă refer. Și eu cred că toate icrele, datorită acestor inundații care au durat destul de mult, au reușit să eclozeze, au reușit să scoată cu adevărat puiet. Toate. A fost un an foarte bun.
Deci, față de alți ani, când sunt inundații, apucă crapii să depună, dar apele se retrag repede. Și atunci n-au cum să mai eclozeze icrele, sau dacă eclozează, peștii sunt prinși sus în pădure, apa scade, nu mai au cum să iasă din găuri și atunci mor, da? Deci, părerea mea este că de asta am avut și avem în continuare pe toată lungimea Dunării, pe tot traseul Ciortan și în creștere și da, e posibil să se miște, dar încă nu e destul de cald la apa. Undeva pe la 14 grade o să avem și invazie de ciortane. Acum v-am spus, apa are de abia 8-9 grade. Iată că n-aveți deloc noroc și na, și la mine, după cele 3 trăsături consecutive, a 4-a lansare a fost cu usturoi, n-am avut nimic, a 5-a lansare acum este cu viermi. Vorbesc deja de câteva minute și am avut o, cred că o mică mișcare, dar nu-mi dau seama, mă uitam și la cameră și mă mir că nu se întâmplă încă nimic, chiar speram să prindem ceva pe cameră. O să mai las un pic camera să meargă, mai am încredere și mai revin când mai îmi vin idei, să vă mai povestesc una alta. Cum am închis camera, cum am avut două trăsături una după alta, o plătică scoasă și un rateu, cred că m-am grăbit eu. Așa că am dat iar drumul la cameră, în speranța că vedem și noi niște trăsături. Și cred că știe peștele. Cred că știe. Și de asta nu trage când dau drumul la cameră. Își bate joc de mine. Am prins-o pe cameră, măi băieți, măi. Stai că sunt în drill. Neața, stai că sunt în drill. Bineînțeles. Aceeași dimensiune, oameni buni. Pentru care nu am nevoie de minciog. Aceeași dimensiune. Bine, e un pic mai lunguță asta, ce-i drept, se apropie de palmă, dar așa cum v-am spus, i-am găsit rețeta, nu mai am rateuri. Chiar pe ăsta l-am așteptat cam mult și a înghițit cârligul. O să mă chinui un pic să-l scot, trebuie să-mi aduc de gorjorul. E, dar l-am lăsat ca să prindem pe cameră trăsătura. Revenim! Dragilor, am zis că vreau să vă prezint și câte ceva. Asta e noua mea achiziție. Folosesc feederele cel mai des, cel mai mult, și la Baltă și la Dunăre și aveam nevoie de o husă exclusiv pentru ele, să nu le mai țin cu restul sculelor la un loc. Având două bețe de la Team Feeder, Dome Gabor, am zis să aștept și o husă tot de la ei. N-a fost pe stoc o perioadă la Claumar, am cerut-o și mi-au adus-o băieții. Ambele lansete, și cea de 3,90 și cea de 3 metri în cap aici, cea de 3,90 din 3 segmente plus vârf, cea de 3 metri este din 2 segmente plus vârf, ambele în cap aici fără nicio problemă. După cum se vede, întăritură pe spate, întăritură în capătul acesta pentru manevrare sigură. Ce să zic, asta este moale, breteaua asta, și aici, bineînțeles, mâner de transport. Prețul ei este de 268 de lei, iarăși consider că este, cum să spun, așa cum încerc tot timpul, să vă fac niște recomandări de calitate, preț foarte bune. Intrați pe site-ul Claumar, la fel cum v-am spus și la celelalte produse, dați un telefon dacă nu sunt în stoc și vorbiți acolo, puteți să faceți o precomandă. La 268 de lei cred că merită. Da, două compartimente, ce să zic, cu loc pentru mulinetă, n-are rost să mai zic, fermoarele sunt de calitate. Între ele despărțitura are o protecție mică, într-adevăr subțirică, dar e de ajuns, nu vă trebuie mai mult. Și chiar pot să zic că mai rămâne spațiu. După ce bag ambele lansete cu mulineta în ele, mai rămâne spațiu și puteți să mai băgați câteva bețe. De exemplu, bățul de răpitor, varga. Și atunci o puteți folosi pentru chestiile astea pe care le folosiți cel mai des.
de exemplu cum e și acum, puteți să veniți la feeder, dar și cu lanseta de răpitor. Dacă nu vă merge feederul, să aruncați câteva, eu știu, gume în apă să vedeți care-i treaba. Da? Cam asta este, pasta o folosesc, sunt foarte mulțumit de alegere și vă recomand cu încredere. Dacă aveți nevoie, cam ăsta e produsul pentru voi, să zic așa. Iată că mi-am înnoit mulinetele Aventa, o cum Aventa despre care vă povesteam în episodul din ianuarie, numit Planuri pentru 2020. O să pun un link cu el acum, să apară pe ecran, dacă vreți să revedeți detaliile tehnice despre ale ocumelor. Da? Puteți să le vedeți în acel episod. Le am acum pe bețele Okuma Seaquiver, GeForce-urile acelea. Și mi se par o pereche excelentă, sunt încântat de ele, sunt superbe, merg superb, se echilibrează super bine cu aceste bețe, abia aștept să le bag în delta, să dau cu ele după crap, e altceva. Acum la somn și la peștișor viu cam asta pot să prind, șalău e în prohibiție, dacă prindem ceva le liberăm fără discuție, dar la somn... Și la shallow acum le-am încercat, v-am spus, astea sunt, vi le recomand cu mare încredere ca orice altceva ce folosesc, sunt niște tancuri, n-au moarte, corpul de grafit, v-am spus, toate detaliile tehnice le vedeți în acel episod și vroiam să le aveți în vedere, pentru că sunt niște mulinete super, super, super bune și ieftine, asta e ideea, chiar sunt ieftine. Iată că Dunărea își face din nou, cum să spun, își lasă amprenta. Acum aproximativ 2 ore, o oră jumate, cam așa, s-a schimbat puțin apa, au început să fie niște valuri și dacă te uiți în larg, nu știu cât se poate observa pe cameră, pare că curge și invers apa, spre mal curge la stânga, în larg spre dreapta. Diferit față de azi dimineață și odată cu schimbarea asta a murit absolut complet. Am aproape o oră și jumătate în care n-am mai prins absolut niciun pește. Mă rog, am găsit un guvid agățat la un moment dat. Am schimbat toate momelile, m-am jucat cu momela de cărlig un pic. M-am întors și la pufulete de usturoi simplu, am băgat și o râmă roșie și chiar o boabă de porumb de floricele cu aromă de căpșunt, o de la Claumar, le aveam pregătite pentru Delta, aici e cutiuța, miros foarte, foarte bine, dar n-am avut niciun fel de mișcare. M-am întors la vierme, acum am viermele băgat, însă v-am spus, de când s-a schimbat apa, n-am mai avut niciun fel de activitate. Așa cum vă ziceam și v-am mai zis că asta e Dunărea, poate să-și revină totul în următoarele 10 minute sau poate să nu-și mai revină o săptămână pe locație și peștele să nu mănânce. Nu știu ce va fi. Eu sunt aici la datorie, mai am puțin până după amiază când o să încep să strâng. Sper din inimă să mai pice ceva și o să vă țin bineînțeles la curent. Oricum ar fi, dacă aveți întrebări, vă aștept cu ele în comentarii să discutăm un pic despre... Dacă voi ați fi făcut altceva diferit astăzi și na, să învățăm împreună, să încercăm data viitoare. Vreau să mai profit și să mai vin, să mai fac câteva ieșiri până începe prohibiția pe apele de frontieră, însă voi încerca, sper eu, alte locuri săptămâna viitoare și așa în fiecare miercuri să mai avem măcar 2-3 săptămâni, să avem episod miercurea la ora 8 pe canalul Baltacu și să discutăm despre una alta. Zona asta nu prea se pretează la altceva decât la răpitor și feeder, zona asta, dar sper să ajung într-o zonă care se pretează mai bine, apa e un pic mai adâncă, pragurile mai abrupte, mai bruște, așa, picajul mai brusc. Aici ea crește, dar crește liniar, așa, substratul, ca să zic, spre mal. Și mai sunt zone cu apă mai adâncă, v-am spus, și cu praguri mai treaptă, în stil treaptă, și acolo sunt șanse mai mari la Ciortan sau la Som. Voi vedea dacă voi reuși să ajung acolo, sunt zone greu de accesibile cu mașina, nu știu cum o să fac, dar vom vedea asta pentru viitor, știi?
Și acum, ce să zic, insist, revin dacă mai prim măcar o plătică sau ceva de genul ăsta. Cam asta este. Nu uitați, monturile pe care le folosesc sunt toate detaliate deja pe canal. Am văzut că mulți dintre voi vă uitați la anumite episoade și mă întrebați de montură, dar vă rog să căutați pe canalul de YouTube al ta cu toate filmele, să le vedeți acolo. Montura pe care o folosesc este detaliată într-un episod numit 3 monturi de feeder pentru ape curgătoare, pe care orice pescar trebuie să le știe. Și de asta zic, adică nu prea aveam ce să prezint ceva ce n-aș fi prezentat deja. Activitatea asta a fost, este primăvară și personal eu sunt mulțumit, cam miroase mâna a pește, vorba aia, și că am băgat juvelnicul puțin în apă pentru 5 plătici, dar măcar e în apă. Da, mă uitasem complet de șalău că este în prohibiție și îmi pare rău aproape că am avut lansetele alea în apă, oricum n-am prins nimic, am avut doar o trăsătură, o mușcătură. Și așa că, ce să zic, mă întorc la râmă și pe acele lansete ca să diminuez șansele să vină șalău dacă e să intre un somotei. Iar dacă totuși intră un șalău, cu siguranță va fi eliberat, îl voi filma, îl vom elibera împreună. Cam despre asta e vorba. Ce să zic, sper să-și revină un pic pescuitul și să revin cu imagini. Dacă nu, o să revin cu încheiere, să vedem ce urmează. S-au făcut 2 ore jumate de când totul e mort, nu s-a schimbat nimic, nici pe suprafața apei, nici soarele n-a apărut pe cer, așa cum speram eu, să se schimbe lucrurile un pic la prânz cu soarele pe cer. Am dus destule coșulețe cu nadă degeaba pe substrat în astea 2 ore jumate. Am terminat nada Feeder Pro și atunci mai aveam prin bagaje jumătate de original parmezan de la FeederX cu scobarul Black, Super Black, parcă așa se numește. Le-am folosit și la Cernavodă, le știți, dacă vreți să vedeți și acel episod exact care sunt aceste pungi de nadă. Le-am amestecat, am pus restul de viermi în ele și până următoarele e 1 jumate. Până la 4 vreau să consum toată nada. Asta este jumătate de găleată aici, să zicem. O să duc din nou destul de multă nadă pe substrat dacă și face apariția peștele și se hotărăște să iasă iar la hrănit. Mă aștept, poate sper și eu pe la 2-3 să fie acolo nadă, să nu treacă de mine. Și oricum nu mă întorc acasă cu ea, vă dați seama. Cam asta urmează, sper să mă mai întorc cu măcar 2-3 plătici ca palma și să mă distrez în continuare. Cam ăsta e update-ul, 1 jumătate. Cam asta mi este partida. Am mai vorbit la telefon. Ce să facem? Ne izolăm aici pe malul Bărții. Cam atât. Am cam băgat juvelnicul degeaba. Cred că am în el 5 plătiți și 2 guvizi. Dacă las lanseta în apă mai mult de 10 minute, de 8 minute, deja prind un guvid 100%. Vine guvidul și găsește viermele. De asta o să schimb destul de des, undeva la 5-6 minute. Cam asta a fost și frecvența pe dimineață când am mâncat, până în 10:30, perioada aia în care am mâncat. Cam aia era frecvența, undeva la 5-6 minute intra o plătică. Până am dat eu de cap și am schimbat cârligele, tot ce v-am povestit dimineață, vă dați seama, n-am avut timp de foarte multe capturi. Dar cam aia era frecvența în perioada în care mâncam. Așadar și acum o să scot coșulețul, o să-l umplu, o să duc, sunt clipsat, așa că nu-mi fac griji că se amestecă nadele, asta nu e nicio problemă, oricum s-a spălat de mult nada Feeder produsă pe substrat. Dunărea spală cam tot destul de repede. Așa că haide să vedem ce urmează, momentan nimic. Observați puterea trăsăturilor. O mai las doar ca să vedeți voi, sper să n-o scap, o să înghită rău de tot acum. Oricum asta este și ea destul de... Da, aceeași dimensiune, dar sunt destul de vioaie fetele. Asta e, să ne distrăm. Eu sunt ok, sunt mulțumit că au revenit. Exact cum vă spuneam, am lăsat-o mult ca să se vadă pe cameră și am ghițit bine de tot cârligul, iar trebuie să folosesc de gorjorul. Mie este puțin milă de ele, o să încerc să le iau mult mai repede de acum încolo.
M-am apucat puțin de strâns, o să scot și juvelnicul să-l pun la uscat. Vreau să-mi bag tot în mașină ce nu mai îmi trebuie. Și cele două ore care au rămas, insist pe feeder, după puțină acțiune, două plătici pe care le-am mai prins, iarăși a murit. Dacă am văzut că n-am mai tras, am zis că mai bine îmi fac treaba să mai lăsăm peștele să circule. Și o să pot să stau ultimele două ore cu atenția numai aici. Și normal, exact cum vă spuneam, voi încerca să prin ceva mai mare. Speranța mare ultima, nu prea mai am ce modificări să fac. Din moment ce nu am activitate, nu văd de ce aș modifica ceva ce a mers până acum. Cam asta este. Bineînțeles că nu prea am ce să vă arăt. V-am zis cum a mers. Probabil că pe lângă plăticile sacrificate la file la început și câteva eliberate, aici nu sunt decât vreo 5-6 plătici și câțiva cu viz. Să nu iau la vale totuși, zic și eu. Cum facem? Mai sunt vreo 3 pe fund. Dacă e mare și e prima oară când îl folosesc, încă nu sunt obișnuit cu el. Cum să-l manevrez mai ușor. Da, ne obișnuim imediat. Cam asta a fost, îl pun la uscat. Îmi duc în portbagaj ce trebuie și revin aici lângă Maria sa Lanseta de feeder. Dragilor, se apropie de sfârșit ieșirea, ce să zic, soarele n-a apucat să iasă pe cer, așteptam cu mare nerăbdare prânzul, dar v-am zis că astea sunt condițiile. Dunărea efectiv clocotește, apa se mișcă în toate părțile, curenții la fel. Am mai avut câte o trăsătură anemică, odată la o oră să spun, și am scos chiar o plătică, dar mă rog, la fel, aceeași dimensiune. Cam asta a fost partida, mă bucur că am ieșit, mă bucur că am luat aer. N-am luat contact cu nimeni până aici, am respectat toate regulile și în afară de asta ce să vă zic, lăsați locurile curate pe malul Dunării oriunde mergeți, am sacul de gunoi acolo, sper că aveți încredere în mine, nu e nevoie să-l mai filmez, să mai întorc camera. O să mă apuc ușor de strâns și ce să zic, până data viitoare, ca de obicei, fire întinse și una plin de capturi majori. Un mic PS, am fost singur, ziua a fost scurtă. Acesta poate să fie un film un pic mai plictisitor, multă vorbăraie, nu am stat să mai iau panorame, să fac imagini, n-am avut răsărit, n-am apus pentru că e norat. Efectiv, asta a fost să fie, știu că v-am obișnuit poate altfel, dar mai sunt și astfel de episoade. Cred că e important că v-ați clătit ochii, ați văzut câteva produse noi, am discutat despre câteva idei noi, sper că v-au ajutat. Așa că vă las, fire întinse, vă pup pe toți, ne vedem data viitoare.